ce chitura să stăm? Nu putea să ne lase nouă stai. Acum cu ce mai mergem noi pe lună? Cum cu ce, mă? Cu racheta, mă! Amălu! Ce faci, mă, mă? Chem de milă? Pă ce, sunt eu rățușca cea urâtă? Nu, mă, ia uite, mă, tu ești prințesa prințeselor, de-aia vreau să vii, mă. Dacă mă rogi frumos... În genunchi? În genunchi. Stai, mă, că am zis și așa, vorba vine, știi? În genunchi! Gianinuțu? Da? Vrei să vii la mine la petrecere? Nu! Ia, stai, mă, că te-a rugat în genunchi, ce vrei mai mult? Trebuia să mă chem prima! Păi, dar, ia, nu mai face te fițe, mă! E... Băi, stai, mă, că ne faci în șans, mă! Stai, mă, ce țipe așa la mine? Păi, dar vrei să ne omor, mă? Dar ți-e frică? Nu ți-ai să ia că mai ai de 3-2 săptămâni? Da, bravo, mă, ai dreptate, mă, nu m-am gândit la asta. Pa, aici era banii, ce să mai, mă... Bă, Bobiță, să știi că și eu am pățit așa, mă. Ce mai pățit și tu? Deci, fiată, mergeam pe drum, așa, și la un moment dat am băgat mâna în buzunar să scot ceva și mi-a căzut 5 lei, dar nu mi-am dat seama că mi-a căzut 5 lei, știi? Și după aia mi-am dat seama și m-am uitat în spate și era unul, știi? Și am zis, bă, care mi-a furat banii, mă? Și ăla era doar el pe stradă, dar zice, ce bani, mă? Zic, bă, fii atent că mi-a căzut 5 lei din aur. Zice, nu e, mă, du-te, mă, de aici, mă. Zic, ia, stai, mă, așa, mă. Ia să vedem ce e în buzunar. Și ce să vezi? 5 lei. Și am zis, bă, ăștia sunt banii mei. Zice, nu e, mă, prostule, că ăștia mi-a dat mama să iau pâine. Păi ce, mă, era copil? Da, mă, era copil, păi de-aia nici nu l-am capsat, înțelegi? Că am zis, dă-i, dracu, stau în 5 lei acum. Păi stai, mă, așa, că și eu am ars-o până față, dar dacă e așa, mă. Când ai ars-o tu? E, când am ars-o, asta era problema, mă, când am vrut eu. Și acum, mă, dacă și-a vrut să-mi dea acolo ce are în curte pe acolo. Na, ce să fac, măi, vina mea? Băi, stai, mă, așa, Brunzoi, că mie mi se pare că tu ești cam pe lângă subiect. Pe lângă ce, mă? Pe lângă subiect, bă. Ăștia se laudă că cine ce a făcut un nevastă acolo și tu acum te gândești la cârnați. De dracu de cârnați, tu nu înțelegi că ăștia se laudă că i-a făcut un nevastă ce a făcut? Pune-mă mâna pe un par și ai la bătaie, că dacă mă întrebi pe mine ca prieten așa, asta mie mi se pare mult mai gravă și tu o treci așa cu vederea, gata, miroțin cârnatul și aia e. Bă, dar iar stai și tu de-n gură, mă, și nu te mai băga tu, mă. Brunzoi, stai că are dreptate ăsta, mă, bă, adevărat, eu am trecut pe anul ăsta, așa e, a recunosc. Dar am trecut mamă pentru mâncare, pentru asta, foarte rar că ne-am prostit noi doi așa, știi, că nu e nici genul meu, înțelegi? Dar ăsta, cel puțin în ultima vreme, e pe fel, e rău de tot, mă, și care abonament la nevastă, e de bun la cap. Și asta e, Băbița are dreptate, înțelegi? E mai grav ce a făcut el, mă, păi așa eu ce am făcut, m-am luat niște cârnați acolo. Dar mai ai cârnați, mă, și brânză mai e, nu ți-am luat-o toată. Dar nevasta, bă, nevasta e numai una, castau. Bă, m-am gândit eu să-mi dea numele la lot, mă, că m-am gândit eu așa, știi? Bă, dacă știe viitorul. Păi înseamnă că știe și numele la lot. Bă, da, și eu prost că te-am întrebat, mă, că trebuia să-mi dau seama, normal. Și ce-a făcut? Ți-a zis numele? L-ai câștigat? Ce să câștig, mă, că nu mi-a dat niciun număr, mă, că a zis că vrea banul pe loc, nu când câștig eu, știi? Și unde să-ți dau bani, dacă l-am câștigat? Da, bravo. Ei, și m-a rugat, de-aia m-a rugat și dacă am văzut că nu merge, am dat să plec. Și când să plec, el ce-i asta, e așa că nu te văd prea bine. Cum adică? Asta zic și eu, cum adică? Mi-a explicat femeia că o să vină o mare nenorocire pe capul meu, că vinerea viitoare nu mă mai vede. Mamă, vineri, păi pierzi vocea României, duelurile, nebunule. Terminăm-mă cu glumele astea, mă, chiar am nevoie de banii ăștia, mă, nu văd de 10 milioane să-i dau lui asta să mă scape, mă, nebunule. Bă, fiat, diseară dau super petrecere la mine acasă, vreau să te invit. Vai, de cap meu, ce calumea! La 6. Gata, acolo sunt geni. O să fie frumos, dansăm, cântăm, tot ce vrei tu, grătare, alea. Bine, am chemat pe unii de la București să cânte cum la mandoline, la astea, magician, să facă magii de alea cu cărți, să-ți trăia mințile. O să fie balamuc, o să fie mișto rău. Hai că mă avea aștept. Bobiță nu termină treaba până la 6, dar vine după aia dacă e care o treabă și el. Păi asta e, mă, că nu l-aș invita pe Bobiță. De ce, mă? Păi am datorii la el de mult, mă, nu l-am plătit de mult. Dacă vede că dau petrecere cu banii care trebuie să-i dau lui mie, că se supără. Da. Știi ce zic? Ai dreptate. Ce să... Dă și mie un foc, că vreau să mai dau și eu drumul ăsta un pic. Ia. Ceva? Băi, las-o, mă, las-o, că-ți dau alta. Acum mi-ați liniștit. Băi, sigur? Hai, bă, mă. Ia. Băi, Nicule, și fii atent. Deci eu când eram clar, eram limpede cu ce vreau să fac în viața asta, știi? Am început să mă gândesc. Băi, stai, mă, puțin așa. Eu mă fac pilot de elicopter de război și eu m-am născut în țara asta, mă, în România.
dar ce te-ai îmbrăcat în mason așa, mă? Te-ai chemat la legiune sau care-i treaba? Bă, ăla care i-a zis vorba asta cu haina îl face pe om, ăla a fost om deștept. Chiar te face alt om, bă, ia fel. Cine sunt eu acum? Cine ești tu, mă, acum? Gianni e la vechi. Ia uite-te acum la mine. Hap, zang, ban, crem, înțelege alt Gianni. Auzi, mă, dar Gianni ăsta nu e ca înșifonat așa, mă? Nu mă, că am dormit cu el pe mine. Bă, de ce dracu ai dormit, mă, cu el pe tine? Ți-a fost frig? De ce n-ai venit să-ți dau o pătură? Îți dau un reșou ca un reșou de la făcut din PCA. Mie mă place mult, dar tot mă nu vine să-l dau jos. Ce mai faci tu, mă, Gianni? Bine, mă, tu? Bă, ce ți-ai zis, mă, să nu te bași peste mine? Cum adică să mă bag peste tine? Ia, mă, ce ai acolo? Hai, ce ai în sacul? Ajutoare, mă! Ajutoare? Adică te-ai dus și ai început să cercești din poarta în poarta, este? Așa și ce, n-am voie sau cum? N-ai voie, mă, că e combinația mea, mă! Mamă, se ceartă Titanii, fii atent! Ce dracu' e asta? Furculiță, bă, n-ai vreo furculiță? Păi halul ăsta, mă! Mă, eu tal, dracu, s-a jucat dark țeasară cu ea, zi, mă! Hai, mă, lasă, nu mai schimba subiectul, mă, tu zi, mă, zi! Bă, tu stai, mă, liniște, ce tăgiți așa, mă, nu vezi că îmi cerc și eu să mănânc, mă, vrei să fac arder la stomac? Nu mă stresez, păi apă arder la stomac! Și cum adică, mă, e combinația ta, mă, că las că te-am văzut eu cum faci. Păi tu umpli ghiozdanul ăsta într-o săptămână, nebunule, păi eu am umplut ghiozdanul și cu zapă și într-o singură zi. Și mă, și m-a făcut ceva, hai de capul meu. Ce, mă? Bă, deci fii atent. Eu cum am intrat, înțelegi, a zis, știam cum să vin. Bam! Direct, bă, băiatule, bă, tu înțelegi, mă? Deci ea a văzut în viitor că o să vin la ea acasă, bă, băiatul, și eu n-am trecut niciodată pe acolo. E prima oară când trec pe la ea, înțelegi? O, e clar, mă, că se pricepe. Da, bravo, mă, zi. Stai, mă, puțin, poate te-a văzut când a intrat în curte. Ia, uite, uite, mă, dar a văzut când am intrat în curte. Păi și de unde știa, bă, că mă cheamă Gianni, mă, și de bună cap, de unde știa aia? Stai, mă, puțin, ți-a știa că te cheamă Gianni? Da, bravo, păi eu am intrat înăuntru și am zis, rămâna, tante, eu sunt Gianni, i-a zis, dacă a ridicat mâna așa ca o faraoncă de la ea meseria și înțelegi, i-a zis, n-o mai explica nimic. Că știam că te cheamă Gianni. Bam! Ce zici, mă? Cum mă mai explici pe asta, mă, băiatul? Ce-a făcut? S-a uitat pe geam când am venit eu și a văzut buletinul? Sau care-i treaba? Hai de mine, s-a ridicat porul pe mine, mă. Mamă! Mamă, mă, bicica mea! A, mi-a rupt piciorul, mână! Mână, nu mai simt! Chema-mi salvarea! 112! Fai de cap, nu mai simt coloana! Nu mai simt coloana, bă! Mamă, Nicule, trăiți-ar familia ta! Era să mă omor, bă, băiatule, bă! Bă, de ce nu te auzi, bă, pe unde mergi? Faolo! Faolo, Nicule, ești disperat după viteză, bă, băiatule! Ce ai, mă, să mergi în halul ăsta, bă? Mamă, m-ai făcut praf! Nu mai simt coloană! Mă, nu mai simt coloană! Mă, aaa, piciorul! E piciorul rupt? Vezi dacă nu e osul rupt, că nu mai simt! N-ai, mă, nici pe dracu, ce ai? Da, asta e, trebuie să muncesc să cumpăr medicamente, că asta e. Este au medicamentele astea care sunt scumpe rău de tot. Ce medicamente, mă, Gen? E, ce, a fost să fac niște analize la spital și ce mi-a găsit doctorul Anele, vai de capul meu. Da, asta e, mi-a dat o rețetă scumpă rău de tot, n-am. Dar dacă nu iau medicamentele astea, deci într-un alt de zile eu sâmpa. Doamne, Dumnezeule. Dar și tu, mă, Gianni, ce ți-a trebuit să te duci la analize? Nu știi că dacă te duci ăștia, sigur îți găsesc ceva? Da, nu știu, eu nu m-am gândit, dar ce mă simțeam rău, că simțeam așa niște mișale, da. Nu mă simțeam bine deloc. Ce-ți dau? Bă, dă-mă și mie o cafea. O cafea? Păi tu bei cafea dimineața? Bă, nu prea, dar m-am trezit așa, chiar unul și îmi zic să beau și eu cafea. Păi bă, nebunule, pe tine berea te limpezește la camă, nu cafeaua. Dar dacă vrei, îți dau, zi ce să fie, cafea sau bere? Nu știu, mă, că veni să-i chitit să beau o cafea, acum m-ai încurcat, m-ai întors. Da-i alea, mă, pe amândouă, îți dau și o bere și o cafea, că până la noi nu-mi dau de la mine, mă, înțelegi? Cum adică nu dai de la tine, mă, dar de la cine dai? Nu stai la tine în bar, ce ești de până la cap? Aolo, bă, cum ar veni că nu dau de la mine, adică eu îți dau și bere și cafea sau ce vrei tu și tu îmi plătești o bere și o cafea, 10 lei. Dă-mă o bere că m-ai zăpăcit de cap și dacă nu mă trezesc de la aia, îmi dai și o cafea. Tu, și dacă nici de la asta nu mă trezesc, atunci mai beau o bere și vedem noi după aia. Mă, mi-a rupt piciorul, mână! Mână, nu mai simt! Chema salvarea! 112! Fai de cap, nu mai simt coloana! Nu mai simt coloana, bă! Mamă, Nicule, trăiți-ar familia ta! Era să mă omor, bă, băiatule, bă! Bă, de ce nu te auzi, bă, pe unde mergi? Faolo! Faolo!
Nicule, ești disperat după viteză, bă, băiatule, ce ai, bă, să merge halul ăsta, bă? Mama, ai făcut praf. Nu mai zic coloana. Ma, nu mai zic coloana. Na. Aaaa, piciorul. E piciorul rupt. Vezi dacă nu e osul rupt, că nu mai simt. N-ai, mă, nici pe dracu, ce ai? Unde m-am băgat eu peste tine, bă? Cum, unde te-ai băgat? În combinația mea, mă, și oricum să știi că nici nu era așa, mă. Te-ai apucat tu să o faci, singur s-a prins toată lumea, aia. Vezi, mă, treaba ta, că nu așa să faci combinația, bă, cum o făceai tu. Ce vorbești? Dar unde e, mă, combinația, că mă enervez acum, mă. E combinația mea! Eti, n-ai combinația ta, bă, ce vrei! Bă, ce dracu aveți, mă, nu v-am zis câtă bătaia azi doua, mă? Ce aveți, mă, voi nu vedeți că nu mai e loc unde să mai dai o palmă în voi, mă, panaramelor? Stați, dracu, potoriți aici pe scaun și dacă e, vă mai înjurați din când în când, mă, că de bătaie poate peste 2-3 zile când vă mai reveniți. Dacă stai prost, mă, că nu m-a dâncat butul așa... Bă, uiți, ajută-mă să mă ridic de aici, că vreau să faci... Îi bag două cuțite în cap. Ce să-i bag? Cum adică? Ție, mă, bă! Bă, Bobiță, ia ajută-mă, că sunt fratele tău, mă! Bobiță! Mamă, nu, că mă ridic! Ajută-mă, mă, că vreau să mă puc cu... Cum, pe cine bagi tu, mă, fraiere, mă? Bobiță! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.